În regiunile ucrainene ocupate de forțele ruse, precum Donetsk, Lugansk, Zaporojie și Herson, a treia zi au loc așa numitele referendumuri pentru anexarea teritoriilor la Federația Rusă. Pretinsul plebiscit se desfășoară cu prezența soldaților ruși înarmați, care îi obligă pe localnici să se expună. Între timp, Moscova susține că în prima zi de scrutin, majoritatea persoanelor s-au pronunțat în favoarea aderării, scriu agențiile de presă pro-guvernamentale din Rusia. Locuitorii din cele patru regiuni, Donetsk, Lugansk, Zaporojie și Herson, unde se desfășoară așa numitele referendumuri, se simt îngrijorați de ce li se întâmplă. De frică că vor fi persecutați, mulți pleacă. Aștept fiecare secundă ca armata ucraineană să vină să ne elibereze. Este foarte greu. Fiul meu are 27 de ani și mă tem că, într-o zi, ar putea fi obligat să se alăture armatei ruse. Noi suntem o singură familie, locuim aproape, la doar câțiva kilometri unul de celălalt. Am mers la aceeași școală și acum rușii ne-au separat în două. Între timp, militarii ruși din orașul Makeyevka, regiunea Donetsk, au participat la pretinsul plebiscit. Victoria va fi mai aproape și se va întâmpla mai repede. A durat mult pentru ca Rusia să ne poată lua sub aripa sa. Guvernatorul ucrainean al regiunii Lugansk, Sergei Haidai, a comunicat că forțele ruse constrâng locuitorii să voteze și le interzice să-și părăsească localitățile. Totodată, autoritățile de la Kiev au anunțat că țări precum Belarus, Siria, Egipt, Brazilia, Venezuela, Uruguay sau Africa de Sud au trimis observatori în regiunile controlate de armata rusă.